Salutare, meu sunt Cristi și bine am regăsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft Hide and Seek. Dacă mă duceți episoade, v-aș ruga să lăsați un like și eu vesti destul de nașpa. Am început școala după cum probabil toți știți dintre voi. Vreau să vă urez mult succes anul acesta, multă baftă. Am fost și eu la școală, bineînțeles, cum ați fost toată lumea, presupun, azi. La premiere, știți cum e, vă întâlniți cu colegii, cu doamna profesoară, domnul diriginte, pe cine aveți voi acolo. Și practic vă vedeți așa, aduceți și voi acolo o floare în semn de respect la profesor și cam asta este mereu în prima zi. Bă, sper să fie un an ușor și pentru mine. Eu sunt clasa 10-a în caz că nu știați. Deci, da, bine, nu mă aștept să fie foarte greu pentru că clasa 10-a e ușoară, din câte am înțeles și știu. Deci da, eu în ce m-am ascuns? M-am ascuns în bookshelf. N-am apa, da, știu care, știu ce e mapa asta. Holy shit. Faza nasoală e că nu prea. Ok, bun. Nu știam locuri de ascuns pe mapa aceasta pentru că nu prea știam unde găsesc, frate, un bookshelf sau ceva. N-am unde să mă strecor și eu. Mamă, e nașpa rău aici. N-am unde să mă bag. Nu-i bun locul ăsta deloc. Holy fuck, trebuie să plec repede de aici. Trebuie să plec repede de aici, nici nu-mi pasă. Habar n-am pe unde vine totuși ăla, pentru că nu știu pe unde să mă ascund, asta e faza. Sunt doi care caută și eu încă nu m-am ascuns. Trebuie să mă ascund într-un bookshelf. În bookshelf. Și nu știu pe unde. Ah, ok. Oh shit. Ceva locuri pe aici, ia, fii atent. Oh! Oh my god, ce cu locul ăsta? Nu! Nu, o să mă transform în... Holy fuck, deci m-am băgat acum. Și bookshelf-ul, dacă nu știți deasupra, se confundă cu ăsta, cu lemnul. Deci dacă fac în așa fel încât să nu mă găsească nici dracu aici, o să fie perfect. O să fie perfect. Beți apă, copii, mai ales pe zilele astea, pentru că e cald ca dracu, mă, deci prin septembrie pe acum, pe la început, când încă era vacanță, nu era vreme de plajă și astăzi vreau să vă zic că e vreme de plajă 100%, m-aș fi dus la plajă, dar deja a început școala, în fine, nu mai merge deloc. Holy shit. Faza e că mor de cald afară, 32, stai să mă uit, frate, să mă informez exact câte grade sunt acum, peste 30 în orice caz. Sunt 28 în pana mea. Și doar ce a început școala. Nu putea să fie un pic mai procoros așa. Mamă, îmi plăcea să fie așa norat. Să nu plouă, frate, dar să fie norat. Îmi plăcea la nebunie. Mi-e place foarte mult toamna. Deci, bine, ca scuzați, așa. Ca anul timp preferat, a zice vara, doar pentru că e vacanța, frate. Bă, dacă era vacanța de vară, adică vacanța totuși lungă, vacanța de vară, cum se zice, aș fi vrut, frate, să fie în toamnă. Bă, frate, aș fi vrut să-mi fie în toamnă pentru că, nu știu, toamna pentru mine e cel mai frumos anul timp. Pentru că poți să te îmbraci așa mai gros. Mie îmi place să stau în hanorac, plover, nu știu. Mă simt mult mai chill. Și da, nu știu, aș pune vacanța toamna, frate. Ieși pe afară, bate așa vântul, sunt frunzele alea pe jos de toamnă. Ah, foarte frumos. Dar din păcate toamna este asociat cu începerea școlii într-un fel pe acolo. Gen, deja a venit toamna, știi că începe școala. Dacă începea din iarnă, frate, era super calul meu. Chiar era șmecher. Bă, v-am zis, fraților, locul ăsta e prea beton, frate. Bine, dacă urcă unul la mine, păi îți dai seama că mare bucată îi dau așa în față. Nici să n-aibă loc. Să nu știe cine lovește, frate. Bine, e puțin ciudat pentru că cum sunt blocurile astea, uite, ăsta este de lemn negru, darkwood, ăsta e birch și doată e chestia asta de stejar, care este bucata de bookshelf. Da, să sperăm că nu o să mă găsească nimeni. Oh shit. Am auzit eu niște pași pe acolo. Nici dacă urcă, nu prea aș vrea să dau în el direct, pentru că poate o să vadă că nu-i nimic și poate o să ignore, dacă dau în el o să știe.
unul de pe acolo prin preajmă, dacă urcă pe chestia asta, nu o să dau în el. Din prima o să aștept puțin așa. Băi, unul acolo. Ah, ok, bun. Credeam că e unul de ăsta care se ascunde, că care dă așa de trapdoor-uri. Shit! Nu, trebuia să... Nu, pleacă de aici. Fii atent ce-i fac. Nu-l las să vină încoace. Oh, shit, nu, m-a omorât! Fuck, credeam că oarecum reușesc cumva să supraviețesc. Nu! Nu, de ce mă, bă, puteam și eu să mai supraviețesc acolo puțin. Dar nu, și mai sunt 5 acum și normal că noi să-i găsim, pentru că... Ce pana mea. Nu mai știu dacă puteai să te faci blocul ăsta, gen. Tu dai seama că te puteai ascunde pe aici, pe la fântână. Bine, nu cred că e cineva în fântână. Care erau șansele să fie cineva în fântână, totuși. Nu poți să te ascunzi aici, dar gen să rămâi. Să stai așa în, prin apa asta. Nu-i nimeni aici. Bă, sunt curios pe mapa asta, dacă s-a băgat careva pe aici. Oh, nu. Nu s-au băgat, mă. Sau cel puțin știau deja care-i treaba pe aici. Bă, frate, și mai și pierdem. Băgați-a și picioarele. Am pierdut primul match ever pe care joc pe ziua de azi și... Ok, ok. Las că mai avem noi două șanse, o să câștigăm de acum, vă zic eu. Aveți încredere în mine. Las pe Luțu să se joace, dar e puțin cam obosit, a zis că nu vrea astăzi să filmeze. Deci probabil o să luăm data viitoare, de-aia mă joc singur. Dar totuși presupun că vă place și așa, că mă joc singur. Mai fac și eu level pe anumite blocuri. Pe ăsta, pe bookshelf, mi se pare că am level 5 sau 6. Nu, dar mamă, dar părul meu astăzi e atât de nașpa. Îmi stă în toate direcțiile, frate. Nu poate stea așa într-un loc puțin. Ia. Oh shit, stai cum s-a... Ok. Choose your block. Oh shit, avem blocuri noi. N-am fost niciodată Jack O'Lantern, deci o să fim astăzi. O să fie bine. Sunt tot în vârf de tipul ăsta aici. The Angel for the win. Dacă e un abonat, sper să uite la clipul acesta. Ah, nu se putea să nu fiu eu ăsta care caută. Bă, din nou, este ok. Eu mereu când sunt pus să caut, câștig, frate. Câștig. Mamă, deci cât de bune sunt chestiile astea. Dacă nu știi să mănânc porumb. Porumb, da, la pungă. Super bun. Unde-s, mă, băieții? Ce bloc mai puteai să faci? Ăsta 100% e. Eram 100% sigur că e player. What the fuck. Puteai să te faci Jack-o-lantern, dar ăștia sunt pumpkin și a... Mâncați ăia și pana ta, ia vino mă încoace. Ia uite mă că era unul care a dat în mine acolo. Era cu spatele gen mă, bă. Mârlanul dracu, mi-am dat și eu seama cine era. Dacă dau ăștia left. Oh shit, obsidian, puteai să te faci obsidian, ia marș mă încoace. Dacă nu-l prind pe ăsta. Oh shit, trebuia să fiu omorât de mine. Oh shit, ce fac mă, credeai că-i scăpat? Oh shit. Bă nebunilor, nu scăpați voi de Cristi așa de ușor. Mamă, dar dau ăștia left, asta mă enervează. Dau ăștia left și asta mă enervează. Păi, ia uite mă, Unicovală. Ia uite mă, Unicovală care... Care alea... Oh shit. Ce-i aici? De n-o să prind eu pe cineva aici care s-a ascuns. Dar nu mai știu exact ce blocuri trebuie să faci. Bine, îți arată aici, da. Nu niciun bloc aici. Mamă, dacă nu s-a ascuns nimeni în toată casa asta, eu nebunesc. N-ai cum, frate. Să nu te ascunzi. Oh, shit! Era mult prea evident. N-am nicio idee de ce s-a pus ăla acolo. Era mult prea evident. Ceva pe aici. Mă uiți după ghivece, că am văzut că și ghivece. Mamă, îmi lăcrimează ochiul. De ce? Parcă de curând am scăpat și eu de răceală. Ok, cam asta cred că este în casa asta. Mai sunt 12 care se ascund și mai sunt 11. Mai sunt 3 minute. Bă, să sperăm acum că o ducem bine, frate. Oh, shit, am auzit un power-up de la. Cu siguranță în clădire omul. Fii atent. Mama, e de la mașină. Cam nașpa. Ia, fii atent.
Deci ce puteai să te faci, frate, aici? Ia uite, pariu că ăsta-i player. Eram 100% sigur, mă, fraiere, eram 100% sigur. Nu mă păcălești pe mine, mâncați aia și pana ta. Ok, nu-i nimic aici. Nimic, frate. Mamă, nu s-au băgat ăștia înăuntru pe aici, mă. Bine, pe aici. Oh, shit, oh, shit, ce-ai făcut, mă? Mamă, dar ăștia pur și simplu parcă-s prea evident și parcă te simți așa bine când îi omori. Frate, ia uite. Ce voiam zic că l-ai player. Ce voiam zic că l-ai player, mâncați aia și pana ta. Deci mai sunt 2 minute. Mai sunt 2 minute, dar asta e, nici prea avem șanse să câștigăm. Pentru că ăștia-s greu de găsit, frate. Mamă, ce cream că... Frate, niciunul nu s-a ascuns pe aici. Chiar, scurios, nu puteai să te faci frunză, nu? Chiar nu cred că puteai să te faci frunză. Nu. Bă, să fiu sincer, nu cred că sunt pe aici. N-are cum să fie atât de ascuns, nu cred să poze în... Să te ascunzi prin chestiile astea. Oh, shit, ăsta-i player. Ah, fuck. Oh, shit, cum a dat ăsta de ăla? Tot eu i-am luat kill-ul. Cum cheamă, mă, pe ăsta? Neseul. I-am luat kill-ul, mă. Oh, shit. Chiar nu mai e, mă, nimeni. Ăsta-i player. Oh, shit, te-am găsit, mă, fraiere. Te-am găsit. Mamă, dar e șmecher așa, se simte șmecher când îi omori pe ăștia, îi găsești. Zici, ăsta-i player și deodată se aude sunetul ăla. Pâc, pâc. Îmi place super mult. Oh my god, ce e aici? Mamă, dar mapa asta e gen... Chiar super bună. E foarte mare, frate, și greu de găsit. Persoane. Player, bine. Nu cred că s-au urcat ăștia pe aici. Bine, astea-s nicovale puse. Deja. Nimic, mă, frate, nimic. Mai e unul singur. Și nu cred că o să-l găsim, vă zic eu că o să câștige. E greu, frate, să-i găsești. E chiar super greu. Dracu știe unde s-a ascuns ăla. Nimic, frate, nu e aici. Bine, la cât de mare e mapa asta, nici nu cred că ai timp să... De ce nu pot să trec pe aici? Nici nu cred că ai timp să explorezi totul. Fuck, și o să câștige prost ăla. Ce ciudate sunt puse astea. Nu-i, mă, niciunul ascuns pe aici, pe sus. Mamă, dar ce locuri, frate. Sunt bune rău. Dar nu-i nimeni ascuns, nu! O să câștige la 10 secunde. Fuck, bă, mă, dar m-a dat pe mine Seeker, bă, te rog. Runda, meciul viitor, dacă nu mă las să mă ascund, o să mă enervez rău. Mamă, haide așa, the winners. Sunt mega curios unde dracu s-a ascuns ăla. Poți să te pui pe aici, dar nu știu dacă balustrarele astea sunt chiar pline așa și chiar, ia uite, la etaj nu poți să mergi. Ce să mai, GG. Hai, ultimul meci din episodul acesta. Sper, te rog, să nu mă mai pui la Seeker, că vreau și eu să mă ascund, ok? Era și mapa asta nouă, imensă, puteam să câștig imediat. Bă, dracu, bine, ba nu, că mă făceam pumpkin. Bă, de acum hai că mă gândesc să mă fac numai chestiile astea. Greu de găsit, frate. Greu de găsit. Cu toate că pumpkinul ăla puteai să-l faci în așa fel încât să nu te găsească nici dracu, dar... E, data viitoare, frate. Ultimul match, să vedem cum ne descurcăm. Dacă iar mă pune ca Seeker, nu știu, frate. Eu dau quit. Vreau și să mă ascund, frate. Cristi, ești tare. De by Q Laurențiu. Mulțumesc mult, frate. Te apreciez. Aici facem un parcurel. Oh, shit, mereu car la săritura asta. Ok, choose your block. Oh, spruce wood planks. N-a mai fost de mult lemn. Și sper să fie o mapă bună. Chiar nu știu ce mapă e. Dacă este Hotel California, nu știu exact unde să mă ascund. Fiind o bucată de lemn. Hai că vedem noi acum. Hai că vedem. Oh, shit, Hotel California. Unde căcat mă ascund? Bă, hai că merg la etaj. Merg la etaj, frate meu. Merg la etaj, că n-am nicio idee unde. Unde să mă ascund. Aici o fi bine? Nu, nu cred că e bine aici. Nu, nu e bine deloc, frate, nu e bine deloc. Mă găsesc ăștia instant, ești nebun. Caut așa un loc unde se potrivească, frate, cu lemnul ăsta. Dar nu e nimic aici. Frate, n-am unde să mă ascund, fiind un lemn. O bucată de lemn.
Oh my god. E unul singur care caută, dar dacă trece pe aici și mă omoară și pe mine primul, eu înnebunesc, frate. A, mă, te rog, vreau și o să mă ascund. Chiar atât de multe cer de la viață. Păi unde a trecut, mă, ăla? Mamă, eu încă nu mi-am găsit loc. Nu e ok deloc. Aș putea să mă pun aici, dar parcă cam dubios. Toată lumea știe de locul ăsta. M-a văzut! Nu! Bă, ești prost la ca... A, mă, drag... Mamă, frate, m-a văzut când m-am ascuns, ești prost. Ok, mamă, știu că e atât la meci, până la urmă trebuie să joc până la capăt, dar chiar nu mai vreau să mai joc ca Seeker, vreau și să mă mai ascund și decât să mai încep un nou meci. Cred că o să... Să fiu sincer, cred că o să... Te-am găsit, mă, fraiere, știam, eram 100%. Așa. Bă, nu știu. Să mai joc și ăsta până la final, voiam să închei episodul acum, dar dacă... Vino încoace, mârlanule. Ah, oh, shit, cream că m-am oprit și eu cu un scop. Eram 100% sigur că aici era o gaură. Știam, frate, știam. Nu se vede ce te mai chinui, frate. N-ai cum, frate, să nu te găsesc. Eram 100% sigur că aici un fucking player de ăștia sunt prea proști ca să știe ceva. Bă, eram 100% sigur că aici unul, știam eu ceva. Știam eu că aici m-am ascuns eu data trecută. Mărlani, oh shit. Are un player? No. Dacă era un player acolo, mă întrebam. Chiar eram super curios cum a ajuns acolo. O să spus aici, știu sigur. Un lemn aici în spate, nimic, frate, nimic. Ăsta erau așa. A, mă, că până la urmă am făcut și ăsta așa, fii atent. Ăsta știu că-s așa. Oh, aaa. Cream că-i player, mă. Cream că-i player. Ia uite, mă, că ăstea spuse de creator. Holy shit. Nu-i mai găsim pe ăștia, vă zic eu de acum 2 minute, 8 care se ascund. Cam slabe șanse, dacă mai poți să ieși și în grădină, chiar e greu. Poți? Poți să ieși în grădină, e clar. N-ai cum, frate, să-i găsești pe aici. Bă, eu nu m-am ascuns niciodată în grădină până acum. Ești prea pe unde, să fiu sincer. Mamă, nu știu, îți dai seama. Să te ascunzi prin grădină pe aici, să nu te găsească unul tot meciul. Cam ciocănar trebuie să fii. Nu-i, mă, nimeni, ești prost. Habar n-am unde se ascund ăștia. Chiar nu mai știu dacă puteai să te faci frunză. Da, puteai să te faci frunză. Marș, n-am niciun chef să caut frunze. N-am niciun chef să caut. Mamă, ce m-am speriat, credeam că am dat de unul așa și se auzea. Mai sunt doi care se ascund și mai avem un minut. Vă zic de acum că nu o să-i găsim. Vă zic de acum că nu o să-i găsim. Pentru că pana mea e mare mapa, frate. Mare mapa și s-o tonă de locuri aici unde poți să te ascunzi. Chiar n-ai, frate. Mamă, frate. De obicei ăștia doi care mai rămân super bine ascunși, frate. Nici nu mai găsești. Ăștia chiar câștigă meciul. Ăștia chiar câștigă meciul. N-ai ce mai faci. Bă, frățicule, și n-ai unde. Mereu, nici nu prea poți să te ascunzi din paturile astea. Pentru că dacă vezi un pat full aici, e clar. Toate paturile zgăurite, după cum puteți vedea. Dar nu e, mă, nu-i găsești, frate. Mamă, unul n-am mai găsit. Aici e gaură în mapă, cred. A, nu poți să ieși, ok. Nimeni aici, frate. Nu. Bă, da, știi unde cred că s-au ascuns, frate? S-au ascuns ei prin camerele astea, frate. Prin camere, n-are cum un alt pat. Bă, ești nebun, am câștigat și meciul. Bă, frate, am pierdut toate meciurile. Hai că mai sunt zile din astea. Dacă v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați pe acel buton de like. Eu am fost Cristi și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa.